Astăzi are loc cea a treia extragere a concursului Masa de Crăciun, costă doar 25 de lei. Haideți să vedem care sunt următorii doi cititori fideli ai ziarului Panduru, care vor intra în posesia unui coș plin cu alimente în valoare de 250 de lei și este vorba de sacagiu Mărioara din sat Bâlta, comuna Runcu. Extragem și cel de-al doilea câștigător. Amestecăm bine. Și este vorba de Iacobescu Ion din Târgu Jiu. Cei doi câștigători se pot prezenta luni 20 decembrie la ora 14 la redacția ziarului Pandurul, situată în incinta complexului Gărdu din Târgu Jiu, pentru a-și ridica premiul. Puteți și dumneavoastră să fiți fericiți câștigători ai unui coș cu alimente în valoare de 250 de lei. Tot ce trebuie să faceți este să vă abonați pe minim 3 luni la cotidianul Pandurul. Abonamentul costă 25 de lei. Participă la tombolă cei care trimit numărul chitanței, adresa și numele prin e-mail la adresa redacția@pandurul.ro, prin poștă la strada Unirii numărul 36 sau prin SMS la 1276. Primul cuvânt al mesajului trebuie să fie GTV sau direct la redacția ziarului. Următoarele extrageri vor avea loc pe 23 și 30 decembrie.